Bună seara, felicitări, o prestație în primul rând a echipei extraordinară în această seară. În al doilea rând, faci ce faci, te lipești iar la gol. De data asta iar ai înscris o dublă. Cum te simți și ce înseamnă victoria asta pentru tine? Bună seara, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa să câștige astăzi. Aveam nevoie de cele 3 puncte și mă bucur, sper să o țin tot așa, pentru că vreau să prind și un transfer. Dacă nu acum, poate mai târziu. Și te ajută mult, nu? Cota asta cu golurile astea. Cel mai mult mă ajută echipa. Te așteptai să fie o victorie chiar atât de categorică, adică fără niciun fel de replică din partea adversarului, să zburdați pe teren, că e una dintre cele mai convingătoare prestații din sezonul ăsta? Ne așteptam să fie un meci greu, cum de altfel a și început foarte bine, dacă se valida golul lor, aveam un meci dificil. Din fericire pentru noi nu s-a validat și am reușit noi să marcăm la 2-3 minute, dacă nu mă înșel. Și după aceea am reușit să facem un pressing agresiv și ei nu au putut să-și creeze ocazii. Care a fost secretul vostru în această seară? Cu ce v-ați diferențiat? În afară de tabela de scor, evident. Pressing-ul, multă muncă, fiecare știu ce are de făcut în teren și cred că s-a văzut și pe tabelă. Sunteți neînvinși din 4 august, acasă ați fost învinși doar în prima etapă. Arată așa echipă de play-off. Da, ne gândim și noi acolo, vrem să rămânem cât mai mult în zona play-off-ului. Din păcate am făcut cam multe egaluri, dar ne bucurăm că suntem neînvinși de atâtea etape. Mulțumesc! Mulțumesc și o seară frumoasă!